Bună ziua și bine ați venit la un nou episod de FIFA 14 Career Mode. Și în primul rând trebuie să cer scuze că n-am mai postat de foarte mult timp. Faza a fost una singură, am așteptat să iasă RNGP-ul și după ce a apărut am vrut să fac Career Mode exact așa cum v-am promis cu o echipă din România, însă mi-a stricat tot online-ul. Deci dacă eram pe încercam să joc după aia online, n-aveam cum, mi se opreau meciurile când dădeam un gol sau chestii de genul ăsta și nu puteam să joc online sau uneori nici nu intrau în meciuri, așa că un timp n-am mai vrut să mai fac nimic până am mai postat niște episoade pe acolo și am văzut că lumea încă vrea FIFA, chiar și dacă n-am făcut de mult timp, tot încă se gândea la FIFA. Așa că am zis, bă frate, sunt prea mulți oameni care încă mai țin minte ce făceam pe aici. Așa că o să încep un nou career mod și renunț la meciurile online pentru voi și postez pe aici. V-am zis că o să fac o echipă mare din România și o echipă mică din Liga 2. Faza cu echipa mică din Liga 2 era să găsesc o echipă mică cu tradiție, dar apoi să fac, să aplic ceva care merge doar dacă pot să joc online, și cum nu pot să joc online, nu mai fac chestia aia, nu mai fac nici career modul și atunci va trebui să vă gândiți voi ce vreți să vedeți, încă o altă serie, poate să fie career mod cu ceva de afară, cu ceva Liga 2 dacă vreți, poate să fie un Bio Pro. Cum vreți voi. Dacă e Bio Pro, vreau să-mi ziceți și vreau să-mi ziceți postul jucătorului și echipa unde se joace. Dacă vreți Bio Pro, dacă vreți career mod, în comenturi ce echipă vreți să iau. Nu o să iau o chestie mare. Știți foarte bine că nu iau de genul ăsta. Prin echipe mari nu o înțelegeți doar Barcelona, Real Madrid, Manchester United, Manchester City și Bayern München. Mă refer și la astea: Arsenal, Tottenham, Borussia Dortmund, Milan, Juventus, Inter. Mai jos, mai pe la 4 stele, 3 stele jumate, așa că mai aș vrea să fie și să zică din afară ar mai fi niște posibilități, deși nu știu dacă, de ce ați vrea să mai vedeți, să vedeți o echipă mai mare deja dacă fac cu una mare din Liga 1, iar acea echipă mare din Liga 1 este Steaua. O, multă lume să mă înjure pentru chestia asta, dar îmi pare rău. Sunt fan și de mult vreau să fac un career mod cu Steaua și nu am avut șansa. Ups. În legătură cu comentariul, este live. Nu o să joc astea, friend-urile astea, amicalele. Sper doar să nu se accenteze un jucător în timpul lor. Asta e tot ce îmi doresc, hai. În legătură cu primul 11, aha, am și câștigat eu ce tare. Tănase și Popa. În legătură cu primul 11, n-o să fie un primul 11 bătut în cuie. Băga mea și picioarele s-a accentat pe Vacari. Doar trebuie să bine. Și cu PGS în ultimul meci. Așa am trecut repede în amicale. Primul 11 n-o să fie chiar bătut în cuie. O să încerc să joc. Băi, ce bine joacă Tănase. O să încerc să joc totuși și cu ăștia mai tineri. Opa. Phineas. Nu, prietene. Mai îl ținem pe ăsta. N-am făcut aia de press conference. Yup, n-am făcut. Ok. Primul 11, ok, o să fie primul 11 cam ăsta care le... A fost meciurile astea. Aoleu, băi, toată lumea. Ești acasă. Se vede super prost
Național Arena când e noapte. E singura problemă a patch-ului, cel puțin singura pe care am observat-o eu până acum. Dacă o să se întrebe cineva de ce am ales Steaua, deja cred că am zis o dată, sunt fan Steaua. Și vreau de mult să fac un career mod, adică mai aveam eu career moduri de-astea. Dar vreau să fie unul care să-l pun și pe YouTube și să văd ce mai zice lumea despre chestia asta. Oh, e mutul accidentat, ce tâmpiți. Oh, adi popa! Hai popa! Gol! Adi popa! Bine bă! Forță! A dat gol cu capul piticanii asta. Repede. Atovlevici. Aolo, ce prelare ai făcut, călule. Pai de capul meu. Bine-s. Giovacari. Kipciu! Bine! Băi, ce bine a trecut Kipciu! Potoliți-vă! Bine, Kipciu! Mamă, ce frumos! 2-0. Tănase, centrale bună pe Vacari! Băi, ce-a ratat, mă! Cât pace, cât pace era? Așa, Iancu, bravo, tati! Așa, Iancule! Așa, Piova... Aolo! Ce gol de căcat! 3-0! Aaa, ce pasă bună! Așa, mă! Penalti ăsta, penalti ăsta. Hai să-i dăm penalti altcuiva. Îi dăm lui Iancu. What the fuck? Ce gol, băi, băiatule, de pe loc a pușut ăsta. Mamă, 5-0. Le-am dat Babenco 0. Ce vrea Târnovan să joace? Și Iancu și el în primul 11. Bine, Neagu, frumos. Hai cashier-ul cu pasa, bine, pe Vacari. Bine, Târnovan, mamă, ce bine s-a demarcat. Dacă și pasez calma. Ia uite-o. Băi, Varela, băi, Varela, băi. Mă, Chișorul, unde... Mota, stai. Asta, Gabi Iancu. Cică, noul... Hagi. M-am uitat pe site la ăștia de la... care au făcut peciu. Ziceau că Iancu are potențial de 78. Sau undeva pe acolo. Destul de interesant. Să vedem ce o să putem să scoatem de la el. Ai, bă!
Spit, bară, mă. Pă, ce fază, mă, băiatul. Pentru că căcatul de genul ăla, aolo, ce pas a dat. Bine, Tătărușanu, bravo. Vranicovic, ce înseamnă că nu jucă la Dinamo într-un timp? Sau nu e același? Nu pot să cred. Ce măta a fost aia, Tătărușanu? Cășerul? Șeches! Tu la tine mă minge. Cristovan. Dacă dai gol, ești bun. Pe bune, pe bune, tocmai s-a întâmplat asta. Băi, băi, frate, o pasă, mă. Doamne, ferește. Ala. Și șamaș pe voi, la amândoi. Au, îl jucăm cu Dinamo. Că am început bine. Normal, la tău le-i scapă pe toată lumea de marcaj. Bă, dar măcar... Doamne, ce tâmpite tănas. Gol! Adi Popa! Bine, mă, popică, mă! Băi, joacă mă, Adi Popa, ești nebun. Bine mă, Popa. 1-0. Mamă, nu mă așteptam. Aș vrea să mă bucur mai tare la golul ăsta, dar pur și simplu nu mă așteptam să fie gol. Bravo, bă. Mamă, ce gol a fost ăsta. Băi, cine a tras de acolo, mă? Bă, Rotariu. Mamă, trebuie să-l iau pe ăsta. Uf. Mamă, cât faci, Tănase, cât faci? Adi Popa, e bine. Suntem în superioritate. Kipciu! Gardoș? Gardoș! Potoliți-vă! Bă, ești nebun! Ce caută Gardoș acolo? Bine, băi, Gardoș, mă! Mamă, și ce gol de atacant a fost ăsta. Piovacari, 3-1. Bine, mă. 3-1. Căcat, să n-am ales mingea, nu e ce fel de problemă. 3-1, mă. Da, Padri Popa a fost cel mai bun. La pe teren. Adevărat a fost. Și Gardoș bun. Da, Adi Popa a fost cel mai bun de acesta. Și acum hai să ne batem joc. Results waiting for you. Our man is Mike West. Thanks, Martin and Alan. Electricity League.
să ne batem joc de Dinamo, facem oferte de căcat pentru acest jucător. Eu zic așa, 400 de euro, e mult. Și cam atât din acest episod, mulțumesc pentru vizionare, nu uitați comentarii, subscribe, sunt apreciate, vă aștept la un nou episod, ăsta este clasamentul completant pe primul loc și ACS Poli pe 3. Și cam atât. Aș vrea să văd și ăla din Liga 2, dar nu pot. Nu contează. La revedere.